Avem un problem cu colegul și prietenul meu, Bursu, care și-a dat seama că e cineva țara asta. Ia zi, mă, mică, de unde ți-a trecut așa ție prin cap că tu ești foarte important așa în țara noastră? Bă, hai, de că voi nu știți cu cine vorbiți, mă. În primul rând, ca să înțelegeți cu cine vorbiți din momentul ăsta, eu când mă duc la supermarket, au angajat ăștia la mine acolo doctor special pentru mine care mi-a temperatura când intru. Bă, dacă e să ne gândim așa, eu când mă duc la supermarket să deschid ușile singure, bă, nu deschid eu. Băi, obosită, băi, când mă duc la spălătorie, eu am om care îmi spală mașina, tu crezi că mi-o spăl eu, să vezi cum curăță la preșuri și eu stau și vorbesc la telefon. Băi, eu sunt atât de șmecher încât dacă voiam mă duceam la Survivor. N-ai înțeles, eu sunt atât de șmecher în momentul în care intru în supermarket, gătesc pâinea feliată. Doamnelor și domnilor, și sunt atât de șmecher cât în emisiunea asta bag scaune singur. N-am eu nevoie de om. Uite. Oamenilor, invitații noștri sunt Starling, Mariu, Ștefan și Zani. Tu și eu. Formația La Fiesta. Wow! La Survivor. Formația Supraviețuitorii. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Mamă, dar au căzut dulapul pe voi. Formația La Fiesta, featuring Bailando. Mă bag și eu pe post de Bailando. Așa mă strigați. Dragă Bailando! Știi? Și răspund. Bailanda. Ce frumoși sunteți, domnilor. După tine. Adică ați venit așa, a căzut, mulțumesc frumos. A căzut dulapul pe voi. Adică altă față față de ce știam noi, ca să zic așa. Că v-am văzut la Bustul Gol 7 luni. Adică, haideți să veniți puțin și prezentați-vă. Să vă mai vedem. Veniți puțin în fața scaunelor, vă rugăm. Nu de alta, dar o să vină și domnul Botezatu imediat. Stați în picioare să vadă, domne, domnul Botezatu, următoarele manechine pentru următoarea prezentare de chiloți. Că noi de-aia v-am adus îmbrăcați. Nu de chiloți. Păi cum, tu ai văzut trupurile când erau acolo, Bergioi, se pregăteau de traseul ăla și băgau trupurile alea perfecte. Poac, frumos, și aveau bine, pantalona și aia erau mai, na, era de mult. Și cât mai stăm așa? Așa drepți? Uite, până terminăm cadrul ăsta superb. Ia uitați manechinul României. Nu puneți zoom pe picioarele mele. A fost deja frumusețe mare. De ce? Bine ați venit, lasă-l loc. Bine v-am găsit. Ai bubu? Da. Am făcut bubu. A făcut bubu. Da. Mi-am avut senzația tot timpul că tu n-ai făcut bubu nicio secundă, nicio clipă, niciodată. Asta pentru că știu să... maschez. Să maschez durerile, să păstrează în suflet, nu se aruncă afară, mai ales în război. Pentru că la Survivor am fost la război, n-am fost la lacrimi fără număr, n-am fost la de-asta. Lacrimi fără număr? Azi, da. Mamă! Tu de ce ai vrut pe toți în aceeași... În primul rând, pentru că... Nu, toți odată, colega, pentru că vreau să aflăm adevăruri neștiute. Gata, domne, am trecut de lacrimi, de suspine, de... Nici n-am avut. Lacrimi. Vrem să vedem adevărul gol-goluț. Iar ei mi s-au părut unii dintre cei mai sinceri băieți de până acum. Așa că le-am pregătit un danu colectiv, plin de sinceritate colectiv. Eu de data asta n-am cum să mă joc. N-ai cum, pentru că ține mult de Survivor și de viața lor personală. Dai un caritate de telespectator, pot să-mi dau cu părerea? Da, bineînțeles, mai ales când o să aflăm răspunsurile lor. Bine. Uite, începem așa, prima întrebare. Joculețul este simplu, va trebui în momentul în care termină întrebarea, aveți timp de procesare 2 secunde, pac, am ridicat, da sau nu, bă, sincer. Alegi. Și după vă mai întreb dacă simțim nevoia de aia pe cant, nu. Nu. Pe cant n-avem voie. Pe cant nu. Nici pe sunt întrebări picante sau? Întrebări picante. Iute! De Survivor și din viața voastră personală. Începem cu Survivor-ul, că e cel mai important. Oricum ți-ți plac picanteriile, lasă vrăjeala. V-ați uitat vreodată la posterioarele fetelor de la Survivor România? Da. Hai mă, cum nu? Tu te bă, dar la ce te-ai uitat, mă, tu? Pe cuvântul meu, dacă am avut intenția de a mă uita. Tu ai nevastă? Posibil, dar nu deocamdată. Și vrei nu. Să ai? Și asta. Și vrei atunci să ai? Atunci răspunde cu da. Răspunde deci, vrei cu da. Tu nu te-ai uitat niciodată la... Scopul acolo era altul. Da, pe era. Da, mă, da, mai scapă un ochi din greșeală. Nu, chiar nu, chiar nu. Chiar nu, serios vorbesc. Zani. Nici n-aveai cum să nu te uiți. Care era posteriorul pe care îl priveai cel mai des? Cel mai des, da? Stai să mă gândesc. Al Marii Lenei. Bun. Uite, deci eu n-am prins-o pe Marii Lenei. Când mă uitam la el, mă înnecam acolo.
Ce ai spus? Ai spus vreodată, mamă, ce... Bă, la toate le-am zis. Eu vreau, tu vrei? Oh, bine! După mintea mea te ai și după mintea ta ai sta? La Ana, la Cindy. Deci stai să luăm așa. Marilena prima, da. Ana, Cindy. Da. Top 3, gata, top 3. Gata. Suficient. Mai avem, dar... Mai aveai. Nu, lasă dar top 3. Dar de ce 3. Să ne oprim? Așa. Nu mă interesează. Eu m-am uitat. Păi, na, tu nici n-aveai cum. Hai, continuă, zi. Stai că să-mi aduc aminte. La Elena te-ai uitat vreodat? M-am uitat și la Elena. Când a fost să pună pe ea, i-am zis, Elena, stă mult mai bine așa, mai plinuță decât slabă cum a intrat, că moșul la tine, mai vede omul care pe ce să pună mâna. I-am zis frumos și i-a zis, pe bune? Zis, da, și i-a zis toată lumea, trebuie să arăta mai bine când era mai... Bun. Marius? Da, cel mai cel posterior. Eu n-am prins toate fetele din competiție. Nu, ce ai prins tu, lăsați. Cindy avea un posterior lucrat bine. Are da, în continuare, da, că da, m-am uitat, are, da. M-am văzut-o de curând. Ana de la Faimoși. Nu te super să ai. Putea să înceapă cu ea, că nu mă super. Da, Palu Cindy l-am văzut primul pentru că am uitat cu ea în competiție și după care am văzut-o și pe S-a uitat de pe drum? Alana este puțin mai mare, ci drept mai... Bă, nu trebuie să fim atât de precios. Lasă-l. Starlin? Sunt de acord cu colegi. Am văzut Lucindy, Marilena, Ana, Elena la un moment dat când am pus carnița pe ea. Era inevitabil pentru că te ducea la traseu să susțin pe una dintre ele și dacă mergea în fața ta... Ce? Da, flutura și așa, adică gol în stomac. Gol în stomac, avea foame. Gol în stomac, de foame. Era foame, da. Atât, da. Adică, bun. Presul, ciu-ciu. V-ați uitat vreodată în decolteul vreunei colege de la Survivor atât de insistent încât ea să se prindă și să vă atragă atenția? Nu s-au prins sau nu v-ați uitat? Aici dăm cu da. Dacă nu s-au prins, e bine. Ne-am uitat, dar nu atât de insistent încât să zică, bă, știi, ești cam prea insistent. Prea insistent. Sau poate le plăcea, nu știu. Unele intrau pe plajă fără sutien sau fără busieră, cum se numește. Și m-am uitat, dar nu mă uitam, știi, nu, uite, m-am uitat la Simona Hapciuc, care chiar era, cum îi zice, era dotată și nu pot să zic că îmi plăcea ce văd, mă uitam mai mult doar așa să-mi dau seama dacă sunt adevărate sau dacă spuse. Să-ți clătești ochii, recunoaște. Nu, că nu era genul meu. Nu. Și la ce concluzie ai ajuns? Erau pe bune sau erau puse? Am ajuns la concluzia că... Erau bine. Facelift. Erau ce trebuia. Nu, mi-a plăcut, nu, recunosc. Și n-au fost niște, cum le-ați numit pe astea? Decolteuri. N-au fost niciun decolteu, n-a fost la care să mă uit să zic, bă, ăsta îmi place. N-a fost. Nu. Eu din cauza la posteriori m-am uitat, dar la decolteuri nu. Eu din cauza înălțimii mai băteam așa în jos și... Na. Fără să vrei, da. Fără să vrei. Când le luai în brațe. Acum, după Survivor, gândind la rece, ați vrea să aveți mai mult decât o relație de prietenie cu vreuna dintre concurente? Faimoasă, războinică, nu contează, Marius? De fapt, răspundeți toți, da sau nu? Bă, opriți-vă cu de-astea. Domnul Zani. Păi, aici intră... Acum, după Survivor, aș vrea să am mai mult decât o relație de prietenie cu una dintre concurente. Care este aceea? Mai mult decât o relație de prietenie nu înseamnă neapărat o relație amoroasă. Înseamnă prieten plus alte beneficii. Ar fi Marilena, în care chiar aș... Chiar cu care m-aș întâlni. Aș investi. Zafiruia și Colindau pe Marilena. Da. Cu Ana am avut mai mult decât o relație de prietenie, dar n-a fost de iubire. Și aș fi vrut să o continuăm tot așa, fără... Nu relație, implicare dar, sentimentală. Implicare sentimentală, dar numai că m-a dezamăgit într-un final. M-a dezamăgit, e prea mult spus. M-am bucurat că mi-am dat seama de intențiile ei, deci nu m-a dezamăgit nimic dramatic. Și ar mai fi... Așa, eu sunt multe femei cu care, știi, m-aș... Plimba. Întâlni. M-aș întâlni. Asta. Deci da, mai mult decât o relație de prietenie, sunt. Și am vorbit puțin cu Marius și Marius mi-a spus ceva de Marilena. Marius, urmează. Ce i-ai spus Marilena? Tu despre Marilena? Nu i-am spus nimic că Tiene la locul lui. Dar nu, că el l-a zis. Același lucru pe care l-a susținut și el, și anume că dacă nu este vorba neapărat despre o relație serioasă, ci doar despre o relație cu beneficii, atunci clar, aș fi acolo cu Marilena.
Nu te supăra, dar aș lua și eu pe Ana. Foarte bine. Da, să nu intri. Dar sunt multe fete care... La care aș atenta, sincer. Ar fi și Irisha, și Raluca. Deci da. Așa ar fi multe fete, arată foarte bine. E normal să te atragă. Dar Dani, nici... dacă mâine îl vezi tu pe Marius de mână cu Ana... Să-mi dai cu ceva în cap. Nu. N-ai avea nicio problemă. Nici, absolut nicio problemă. Aș avea o problemă doar dacă i-aș vedea și amândoi ar fi zis ăsta nu, eu cu Ana niciodată și eu cu Marius nu. Atunci aș fi avut o problemă, că zic gen, băi, dar de ce ne mințim în halus? Dar nu, n-am nicio problemă. Eu pe Ana nu o iubesc la modul ăla. Eu am iubit-o pe Ana când găseam liniștea în ea. Nimic la modul să fie doar a mea sau... Nu, n-am dezvoltat pentru Ana nimic. Ok, mergem mai departe. Bă, da, se fofilează Ștefan cu o artă. Hai că vă stai lin, înțeleg că e în suranșe. Bă, da, Ștefan știi cum capa printre stânci. Hai să vedem mai departe. Ați îmbrățișat. Lasă pe Zani să-și o fure, Marius să-l ajute pe Zani și el pe după vișin, pe după gard. Ați îmbrățișat vreodată o colegă de la Survivor doar pentru că aveați nevoie, slash, vă era dor să simțiți formele unei femei? Adică, bă, nu-mi plăcea foarte tare, dar în momentul în care o luam în brațe... Ești sigur că citești ce trebuie? Da. Adică... Tu la ce filme te uiți în ultimul timp? De acțiune. Aia e. Marius. Da, gata. Da? Am votat. Nu, păi am votat cu nu. Păi nu am votat. Deci, nu, deci tu ai luat pe cineva în brațe doar pentru că voi așa să mai simți o fată. Din nu doar că am luat în brațe, am pus mâna direct. M-am pus la țintă. Era probă de îndemânare. Era bun, la final, hai să crezi cu cine? Erai la final. Deci dacă tu îmi spui mie numele ăla de... Ba să crezi. Și au fost martori. Cu dușmanul? Da. Da. Țineți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape. Oh-oh. Ele? I-am pus mâna pe posterior. Când ne-am dus odată după traseu să ne spălăm. Erau mai mulți acolo și a zis Elena Zani, dă-mi și mie, te rog, că mai avea nisip pe spate. Și am dat și se uita Sebi la mine, nu mai știu cine, Cosmin... La râu. La râu, erai? Normal. Era, perfect, ca să vezi prima cum să nu zică cineva că mint. Și după, în joacă, m-am uitat așa la și vedeam eu că e jucăușă și că... Și am zis, mamă, vezi că ai și pe fund. Și a zis, păi spală-mă atunci. Și am pus mâna acolo, am dat așa și nu doar am dat cu grijă, am pus ambele mâini. Nu, adevărul m-am dedicat Zani chiar a ajutat-o să avea mol foarte mult. Foarte mult la mol. Da. A fost o mână, două mâna de ajutor într-adevăr. Chiar era foarte mult nisip acolo. Și mie practic mi-a căzut Și mie la fel. Nu avea cum să intre așa în baracă. Da. Nu avea cum. Te dau dreptate, Lucian. Dar chiar să o ajute Zani la asta nu mă așteptam. Mergem mai departe. Săritor, chiar sunt. Exist, nu că la tine, de tine nu-mi făceam griji. Există vreo colegă de la Survivor pe care nu ați fi vrut să o vedeți în costum de baie? Hai mă, ridicăți. Hai mă, da sau nu? Să nu o fi... Da. Deci nu ți-a plăcut cum a arătat, dacă nu înțelegi. A, e că eu n-am înțeles. Eu aș fi răspuns la întrebarea dacă voiam să o văd goal. Nu. Nu, deci, să bă, vedem, să nu o văd în costum de baie. Deci nu arăta bine. Să mai pună ceva pe ea. Da, nu, nu. Deci ție ți-au plăcut toate? Ție ți-au plăcut toate? Voi ați avut niște persoane... Asta e o chestie sensibilă, nu întrebăm, e problema aici, că nu e problema noastră. Eu sunt curios la Marius. Lasă-mă, că afli tu după. Ți s-a întâmplat vreodată să ți se spună da la prima propunere? În viața de zi cu zi? Da, în viața de zi cu zi. Nu, viața de zi cu zi. Yes. Dăm. Ridică. Băi, macio, mă! Deci da, toată lumea. Ne-am dus, ne-am plăcut, ce rămâne de făcut? Stați puțin, că eu ca femeie am o întrebare. Că dacă zicem da, suntem considerate... Nu chiar. Dacă nu. Zicem nu, este vorba de conexiune. Suntem considerate fițoase. Și atunci eu cum să fac? Zic da. Trebuie să facă ce simte. Spui nu și faci ca mine. Am înțeles. Deci, nu, ai vrea să mergem în seara asta să bem ceva în cameră? Răspuns. Lasă timpul să decidă. Abia suntem în club. Ăla e da. Clar. Asta zic și eu. Bun. Zani.
Marius, Starlin, Ștefan, fiți atenți. Suntem aici. Ți s-a întâmplat să ți se spună da la primul avans chiar dacă erai la Survivor România? Nu s-au făcut avansuri. Deloc? Adică niciunul cu niciunul să... Nu. Un pupic sau... Singurul avans era un șucuncur. S-a rămas blocat. Deci ai vrut să... pe cineva și ți s-a spus... Adică ți s-a răspuns la... Te rog, dezvălui. Nu? Lumesc. Nu dezvălui. Dame un nume. Da, dame un nume, dame. Eu vreau. Ia. Vrei? Da. Eu vreau, tu vrei? Da. Da, bineînțeles, cu tine orice. În primele zile, Roxana Ghiță, i-am zis eu vreau, tu vrei? A rămas să ne vedem, N-am ajuns să fac nimic pentru că ea vorbea de timp, știi că abia ne-am cunoscut că nu știe, nu știu dacă ea a vrut sau dacă n-a vrut. Ideea e că am renunțat pe parcurs când am văzut că nu eram singurul care... nu eram singurul care o colinda pe Roxana Ghiță. Când am văzut că ea... nu sunt singurul care vrea cu ea și nu sunt singurul cu care ea s-a văzut, am renunțat. După am mai fost odată cu... cum o chema? Adelina. M-am pupat cu Adelina în junglă. Nu mi-a plăcut și am renunțat. Între timp, deci în timpul acestei acțiuni, eu mă uit și eu. Nu, tu nu, că ești cu spatele Roxana aici. Da. Și drăguță v-am face semn. Dar fără niciun fel de pasiune, adică... Na. După care se clisește, adică nu vă imaginați că ia cineva foarte dramatic întâmplarea de aici. Mergem mai departe. E ceva normal. Ai cheltuit mai mult de 1000 de lei la o singură întâlnire ca să impresionezi o fată? Nici o gogoașă. Nici un leu n-am pus la nicio întâlnire. Din contra, ele au pus pe tine. S-a plătit ea? Da. Nu, s-au mai întâmplat, dar atunci a fost, n-a fost doar o întâlnire și... Se potrivește în banii din Dominicana, că lei nu au făcut niciodată. În banii din Dominicana, e ok. Ai plătit vreodată mai mult de... Ai plătit vreo sumă mare ca să impresionezi? Nu. Înseamnă că faceți contează. Voi ceva bine, Prezența contează. Ai încercat vreodată să ieși la o întâlnire cu cea mai bună prietenă a fostei tale iubite? Mamă, dacă zic ce le-am făcut la amândouă. La amândouă? Da. Adică și iubita și fosta. Și fosta, și prietena iubitei. Păi se mințeau amândouă că ele nu mă cunosc. Mă mințeau și pe mine că hau. Am făcut triunghiul bermudelor. După m-am sunt între ele, le-am spus exact ce se întâmplă. Am început să se certe și eu am plecat. La mine a rămas fără cert. Tu... Gata, lasă-l. Ai ieșit la suc. Lasă-l. Nu-l zăpăci. Așa, ți-ai bârfit vreodată cu cel mai bun prieten iubita? Da, toată lumea. Cu cel mai bun prieten, nu vorbeai când te certai despre cu a ta? Nu. Niciodată? Nu. Mama, sunt singură? Uite-l, bă, pe ăsta, de-aia, nici tu? Cu cel mai bun prieten, când vorbești tu așa la un pahar de suc și să spui m-a enervat aia, bă, că nu știu ce a făcut sau... Hai, mă! Hai, Ștefane! Bă, Starling, la Ștefan să cam învârte cheia de 16 și... Păi depinde de stare, voi știi. E, nu contează, dar n-ai cum să nu spui mie. Că de bârfi, nu, dar... Bă, bârfit, așa vorba, de discutat. De discutat, da. De când în când eu înțeleg un pic mai în reluare. E nisorin să te ajute. Da. Ultima întrebare, ai încercat vreodată să furi iubita unui prieten, da sau nu? Și mi-a și reușit. Și nu doar odată. Mai ești prieten cu el? Nu. Da, i-am furat-o. I-ai furat-o după ce te-ai certat cu el? Păi, normal. Adică, răzbunare. Ultima întrebare. Eu nu i-aș fura iubita prietenului meu. Fostul. Nici măcar nu pot să mă uit la ea. Dar bine, era mic. Are barba și mustașa. Nu trebuie să te uiți. Nu trebuie să te uiți. Stinge lumina. Era ați mic. Ascultat piesa cea nouă a lui Zani? Doamne, dă-ne puțin noroc. Dă-ne tuturor. Îngerașul meu, ce minte... Păi hai să auzim și noi atunci, și noi să asculte și telespectatorii. Mulțumim mult de tot, Zani.
cel mai sincer din toată gașca, ce să... Hai să și cântăm acum, nu data, dar să-ți mai spăl din păcate. Iar la asta cu Elena ne omoră pe toți. Bravo! Hai, merge aici pe, pe scenă. Nu mai, nu, asta nu, că tu cu Velea nu cântați cu microfon, că v-am învățat Velea pe toți, fără microfon când e playback. Doamne, jenilor, Zani!